Lasă. De când creșteți oi? De mic copil, de când mă știu. Și tot timpul ați avut oi? Cu oi am crescut de la strungă, fugeam la școală, de la școală înapoi la strungă și am cu mare și cu oameni am cumpărat, a fost și slugă și pe mine a făcut oi și cu ea le-am trăit, cu ea le-am crescut copiii. A fost și slugă. A fost vremuri grele atunci, poate? Aveam și oile mele și noi, era patrul mare, și ne-am fost și pe măsa și cu oile mele și mi-a convenit. Și stau câțiva, mi-am făcut oile mai bune, o rasă de mai bune, pe atât mai vândut, mai crescut. Și mai vreți să mai țineți? Cât trebuie puțin. Cât mai fii sănătos. Mai purta picioare și mi-a dat Dumnezeu sănătate, o mai ține, că nu o putem lăsa la alții. Da, mai... Vine bătrâneța acum. Cu aici trebuie pe tine. Te mai slăbdești, te mai... Așa-i? Da. Da, e o viață mai grea, mai amărâtă, dar e frumoasă, dacă se drag și mai ai probleme. Era mult urs la noi înainte, acum nu mai presc. Urși? Urși, da, trebuie să ții noaptea, la noaptea cu dormea, avem multe, avem la urs și iui. Deci stăteam, dormeam unde m-a apucat noaptea, că pe tot trideadurile astea și păi. Trebuie să te da apel de urs, urma cu câine și cu... trebuie să ai sânge în tine, că nu te mânca lupte, urși, rămâne fără de ele dacă... Dacă nu te băgai să reaperi. Da, trebuie să... Acum nu mai sunt, sau...? De lupți sunt mulți și acum, dar urși nu prea, mai puțini, dar n-avem treaba așa cu ei, dar cu lupte mai avem și acum, e strică, dacă... V-a mai atacat? Anul ăsta ați avut probleme? Nu, nu am avut probleme, decât o singură oaie în eu. Am avut și cioban și... a fost cioban bun și... a prins om el și l-a scos. Viu, aici așa mult. Nu... O... da, să intre mai de multe ori, dar l-a văzut, că s-a stat aia băiatul și... Am avut grijă de aia și nu, dar ceva, n-a avut probleme așa, n-a avut probleme. Da. Ce rasă de oi aveți majoritar în turmă? Acum le-am încurcat, acum le-am două rase de oi, de băle de șugag și am și... Băle de șugag? Băle de șugag. Șugag. Da, dar trasă de mult de acolo pe la șoacă, dar eram tineri, am adus oile pe acolo. Acum am luat niște breze de astea de la Petroșani, de acele soace de astea și mai țărcate pe față, așa. Dar cei mai multe de șugat, de... Da. Cum îți de lapte? De lapte sunt bune, astea sunt mai țițoase, mai mari la pur. Brezele? Da, brezele sunt mai mari la pur, pe la țâță, mai... Dar și bălile sunt oi bune și nu, avem oi cam alese de lapte. Mai bune. Mai...
tare. Le dau. La 3 dau, le dau 36 de litri. Cum are cățaua asta? Are 15 ani. 15 ani de zile. Bătrânită tare, acum nu vine la șoare. Dar mai are dinți, mai are. Are ceva, dar... E activă, că așa mă tare... Dar au făcut căței? Da, tău. Dar cum, a mai făcut în ultima perioadă? Nu mai face acum, nu... De câți ani nu mai făcut? 3 ani, nu mai face căței. Mai aveți prin buzunare, mă lai, mai și le mai dați. Nu te mai ascultă după aia. Nici animalul, nici eu. Nu trebuie să dai, nu. Dar nu-i simile.
Haide, haide! Haide! Haide, haide! Haide, hai! Haide, hai! Haide, haide! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să lăsați un comentariu și să-l distribuiți. Respect!